Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Autoritățile sunt în proces de definitivare a unui format prin care Chișinăul să informeze administrația de la Tiraspol despre etapele de negociere și cerințele impuse de UE. 13 partide politice au semnat Pactul pentru Europa. Inițiatorii acestui document, reprezentanții blocului Împreună, consideră că, în acest context geopolitic complicat, este nevoie de o acțiune strategică care să unească societatea în jurul unui scop determinat. Automobilele electrice vor avea un nou tip de plăcuțe de înmatriculare. Acestea vor fi de culoarea verde. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții Agenției Servicii Publice. Republica Moldova urmează să semneze cu Lituania două acorduri, unul cu privire la cooperarea tehnică și financiară, iar altul cu privire la schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate. Autoritățile sunt în proces de definitivare a unui format prin care Chișinăul să informeze administrația de la Tiraspol despre etapele de negociere și cerințele impuse de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de către ministrul de externe Mihai Popșoi în cadrul unui club de presă. Oficialul a subliniat importanța procesului de racordare la standardele comunitare a agenților economici din stânga Nistrului, așa încât cetățenii de acolo să poată beneficia de oportunitățile care se deschid în procesul de integrare europeană. Ministrul de Externe Mihai Popșoi a subliniat că autoritățile sunt în proces de definitivare a unui format prin care Chișinăul să pună la curent Tiraspolul despre etapele de negociere și cerințele impuse de Uniunea Europeană. Noi vom fi interfața, Chișinău va fi interfața în relațiile cu Bruxelles, nici nu poate fi vorba altfel, iar ulterior noi vom comunica tot ce vom considera important așa zisilor autorități de la Tiraspol, așa încât să ne îngrijim ca, în primul rând, agenții economici de acolo să se racordeze la standardele europene, încât cetățenii noștri din stânga Nistrului să poată beneficia de oportunitățile care se deschid în procesul integrării europeană. În context, ministrul de externe Mihai Popșoi nu a putut confirma data de 25 iunie ca dată pentru lansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Nu putem considera ceva ca fiind decis și bătut în cuie până acest lucru se întâmplă. Știți foarte bine cum funcționează Uniunea Europeană, nu putem să ne relaxăm. Totuși, autoritățile fac tot posibilul ca acest lucru să se întâmple, a dat asigurări ministrul, care a precizat că la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene există un consens în ceea ce privește Republica Moldova. Toți apreciază ce am făcut noi până acum, în context geopolitic și de securitate și economic extrem de complicat. Partenerii noștri văd determinarea noastră și rezultatele, inclusiv în justiție. Cei mai odioși judecători și procurori au plecat din sistem, dar partenerii noștri observă atent ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și apreciază aceste rezultate. Și de aceea consensul este unul larg, consensul este consens, de fapt, nu este mai mult sau mai puțin larg. Toate țările membre ale Uniunii Europene apreciază și sprijină Republica Moldova. Menționăm că lansarea oficială a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este condiționată de numirea unui procuror general. Acest lucru l-a afirmat recent și comisarul european pentru politică de vecinătate și negocieri de extindere, Oliver Varhelyi. Conform procedurilor, următorul procuror general selectat în urma concursului trebuie să treacă vettingul, care poate dura chiar și 2 luni, susțin experții în justiție. Astfel, termenul de deschidere a negocierilor la sfârșitul lunii iunie nu pare a fi realist. 13 partide politice din Republica Moldova au parafat Pactul pentru Europa, însă 12 și-au pus semnătura, lista rămânând deschisă și pentru alte formațiuni, dar și organizații neguvernamentale. Inițiatorii acestui document, reprezentanții blocului Împreună, consideră că în acest context geopolitic complicat este nevoie de o acțiune strategică care să unească societatea în jurul unui scop determinat. Acestei inițiative s-au alăturat formațiuni pro-europene, dar și partide ai căror lideri anterior se declarau proruși. Nu au dat curs invitației Partidul Comuniștilor și nici cel al Socialiștilor. Prezenți la eveniment, ambasadorii Ucrainei și României în Republica Moldova au salutat consolidarea partidelor politice în jurul ideii de integrare europeană a țării. Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marco Șevcencu, a salutat semnarea acestui document. Felicitez tuturor liderilor politici care au semnat azi acest document
că ei au găsit platforma comună afară de politică, afară de concurența electorală, dar platforma care unească partidele care s-au adunat aici astăzi cu un singur scop: să duc Republica Moldova în clubul celor prosperi și bogați. Uniunea Europeană nu are culoare politică, are culoarea libertății, a păcii și a prosperității, a spus ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu. Aici, la Chișinău, sunt martorul unei dovezi incontestabile a faptului că Uniunea Europeană nu are culoare politică. Am asistat cu satisfacție la încă o etapă foarte importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova. Un moment în care forțele politice care doresc un viitor prosper și care doresc pace pentru cetățenii Republicii Moldova și-au luat un angajament deloc simplu. Un angajament care reclamă cooperare și efort comun. Un angajament care reclamă înainte de toate ca interesul cetățeanului, viitorul european al locuitorilor din Republica Moldova, indiferent de etnie, de religie sau limba pe care o vorbesc, să fie pus deasupra intereselor politice. Amintim că pe 16 aprilie curent, blocul Împreună, format din platforma DA, LOC, Partidul Schimbării și CUB, au lansat o inițiativă extinsă pentru partidele politice care susțin parcursul european al Republicii Moldova să semneze un pact similar celui de la Snagov, Pactul pentru Europa. Începând cu luna iunie acestui an, automobilele electrice vor avea un nou tip de plăcuțe de înmatriculare. Acestea vor fi de culoarea verde. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții Agenției Servicii Publice. Potrivit autorităților, începând cu 7 iunie 2024, autoturismele cu sisteme de propulsie ecologice vor primi plăcuțe cu numere verzi de înmatriculare. În această clasă intră doar autoturismele cu emisii zero de CO2, vehicule pur electrice sau cele care folosesc pile de combustie cu hidrogen. Plățile cu numere verzi vor fi acordate atât autovehiculelor electrice noi, cât și celor care au fost deja înmatriculate. Proprietarii de autovehicule electrice deja înmatriculate pot solicita preschimbarea plăcuțelor standard de culoare neagră cu cele verzi. Benzina se ieftinește cu 7 bani, iar motorina cu 2, astfel, conform noilor prețuri plafon stabilite de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, mâine, 28 mai, un litru de benzină va costa 24 de lei și 95 de bani, iar pentru un litru de motorină, șoferii vor achita 20 de lei și 71 de bani. Continuăm cu alte știri. Republica Moldova urmează să semneze cu Lituania două acorduri de cooperare. Cabinetul de ministri a aprobat în cadrul ședinței proiectele pentru inițierea negocierilor. Semnarea celor două acorduri este preconizată pentru marți 28 mai, în cadrul vizitei vicepremierului Mihai Popșoi la Vilnius. Potrivit executivului, acordul dintre cele două state privind cooperarea tehnică și financiară va fortifica cooperarea economică, va spori independența energetică, iar un accent aparte va fi pus pe dezvoltarea instituțională și acordarea suportului în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Scopul acestui acord constă în stabilirea condițiilor de cooperare și dezvoltare între cele două state în mai multe domenii, cum ar fi cel economic, financiar, afaceri interne, energetic, educațional, social, științific și tehnologic, în vederea promovării dezvoltării socioeconomice și culturale a Republicii Moldova. Potrivit membrilor guvernului, promovarea acordului va asigura crearea unei infrastructuri pentru susținerea agriculturii și dezvoltării rurale, cooperarea în domeniul serviciilor de pompieri și de salvare, consolidarea rezilienței la dezinformare, cu un accent deosebit pe mass media independentă, sporirea eficienței energetice, precum și utilizarea extinsă a surselor regenerabile de energie. În ceea ce privește acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate, documentul vine să instituie cadrul legal necesar pe acest segment. Necesitatea promovării acordului în cauză este impulsionată de eminența protecției reciproce a informațiilor clasificate pe teritoriul Republicii Moldova și al Republicii Lituania. Încheierea acordului va contribui la sporirea comunicării între instituțiile statului pe diferite domenii sociale și economice, fapt ce va fi în beneficiul
colaborării, inclusiv economice, dintre Republica Moldova și Republica Lituania. Documentul mai cuprinde dispoziții referitoare la multiplicarea, traducerea și distrugerea informațiilor, măsuri de protecție și accesul la acestea. Republica Moldova are încheiate acorduri similare și cu alte state partenere, printre care România, Ucraina, Belarus și Georgia. Campionatul Republicii Moldova la autocross a revenit spre deliciul și bucuria iubitorilor de viteză și adrenalină. Prima etapă s-a desfășurat în weekend pe autodromul de la Edineț. La competiție au participat circa 30 de piloți veniți din toate colțurile țării. Potrivit organizatorilor, competiția s-a desfășurat pe 4 clase diferite de mașini, iar în acest sens, un accent deosebit s-a pus pe siguranța piloților, dar și a spectatorilor. Toate mașinile absolut sunt dotate, echipate, specificate pentru autocross, nu sunt mașini de curs de toată ziua, sunt mașini de cursă care întrunesc careva condiții speciale, trec la fiecare, în fiecare zi, chiar pot să menționez, sâmbătă și duminică la desfășurarea etapei, trec comisia tehnică. Adică nu poate să treacă o mașină simplă, au condiții. Este regulament la care trebuie să fie strict respectat, pentru că e siguranța piloților și merge vorba totuși de viața omului. După câteva ture pe autodromul de la Edineț, piloții i-au mărturisit că vremea uscată din ultima perioadă le-a dat bătăi de cap, însă anume acest lucru i-a ajutat să-și demonstreze mai bine abilitățile. O etapă plină de emoții pentru toți piloții și, nu în ultimul rând, vreau să le spun un mare bravo la piloți care au avut tărie de caracter și au mers astăzi pe col, pe condiții foarte nefavorabile, dar până la urmă am reușit și am făcut tot. Se simte foarte bine, asta este rezultatul muncii noastre, am muncit foarte mult pentru această cursă, am pregătit mașina cu nopți nedormite. Și după muncă a venit și rezultatul. E greu că e colp, deși e colp, că nu a fost ploi, dar piloți profesioniști, a să scoatem în cap, dar și bătăt cu succes. Fanaților le place, dar nu unii e greu înăuntru și tot e colp. E asta, așa, în asta e deosebirea de autocrossului față de alte discipline. De o multitudine de emoții au avut parte nu doar piloții, dar și spectatorii. Printre ei au fost atât veterani ai sportului auto, dar și oaspeți din România. Mi-era dor de acțiunea autocrossului și mă bucur că, ei bine, iată, venim tocmai aici la Edineț, o locație în care n-am fost niciodată, o locație însă cu un traseu poate mai scurt, dar extrem de interesant și de tehnic și astăzi, iată, desfășurăm ziua finalelor și mă bucur să văd asta în fața unui public foarte mare. Am venit la competiții la Edineț, sunt fostii tovarăși de autocross. Și ca orice bărbat care iubește tehnica, bineînțeles, când sunt competiții de genul ăsta, bineînțeles, orice bărbat, orice femeie care e pasionată de motoare, bineînțeles că vine și de la Chișinău, vine și de la Glodeni, vine și de la Cahul, de unde n-o fi, vine să privească competițiile. Următoarele ediții ale Campionatului Național de Autocross se vor desfășura în orașele Glodeni, Ceadărlunga, satele Prepelița și Colonița din raionul Sângerei și respectiv municipiul Chișinău. Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici. Rămâneți pe Vocea Basarabiei, iar eu vă dau întâlnire la ora 19. Toate bune!